Bună ziua! Numele meu este Traian Constantin și reprezint Spitalul Profesor Dr. Teodor Burghele, despre care putem să spunem că este unul dintre membrii ai asociației RoHealth, Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie din 2020. Câteva cuvinte despre spital. Spitalul este unul dintre cele mai mari unități medicale din țară, din domeniul urologiei. Probabil că avem cel mai mare număr de paturi în care tratăm pacienți cu afecțiuni urologice. În perioada pandemiei, pentru că aș vrea să mă refer doar la această perioadă, în cadrul spitalului nostru au fost tratați peste 10.000 de pacienți cu afecțiuni urologice, dar nu numai, întrucât în spital avem și două clinici de cardiologie și medicină internă, clinici prestigioase, recunoscute în plan național și internațional. În plus, în cadrul spitalului există o activitate de cercetare bogată, au fost efectuate numeroase proiecte, inclusiv două proiecte FP7 în anii trecuți. Avem o activitate didactică bogată, fiind vizitat, să zic așa, de studenți români, cât și de studenți care își desfășoară activitatea în limba engleză în cadrul UMF Carol Davila. Ce înseamnă pentru noi apartenența la clusterul RoHealth? În principal și cea mai concretă realizarea noastră este aceea că am putut pregăti, depune și ulterior câștiga un proiect pe fonduri POIM, fonduri nerambursabile oferite de Uniunea Europeană, valoarea acestui proiect fiind de 2.800.000 de euro. Fără de clusterul RoHealth nu am fi putut probabil să nici măcar să depunem documentația. Acest proiect ne va permite să îmbunătățim dotarea tehnică a spitalului cu aparatură medicală și în același timp să îmbunătățim și protecția personalului medical, cât și a pacienților în contextul pandemiei COVID-19. În plus, ca și membrii ai clusterului, beneficiem de cele mai noi informații din domeniile noastre de interes, din domeniile de cercetare. În plus, putem identifica resurse necesare pentru a putea depune noi proiecte și de a identifica noi parteneri, fie membrii ai clusterului sau nu. Ne putem publica rezultatele în comunicarea științifică și de afaceri, atât în România cât și în străinătate, mai ales în cadrul Uniunii Europene. Înainte de a încheia, doresc să mulțumesc conducerii clusterului, membrilor clusterului pentru colaborarea extrem de fructuoasă pe care o avem. Suntem mândri că facem parte din acest cluster. Vă mulțumesc!